hai continuăm noi cariera cu Steaua. Continuăm. Am căutat ceva jucători foarte interesanți, am găsit, zic eu. Începem cu portarii. Am găsit ceva portari. Areola este un portar de la PSG, un portar care îl știu foarte, foarte bine, dar nu știu cât vor ăștia pe el, pentru că 50.000 salari. Nici nu mai are rost să intrăm în discuții. Victor Braga, iarăși. Haideți să vedem ce salariu are. 1.500, bine. Uităm și mai sus. Dragosti. Am făcut oferta deja. Silviu Lung este deja la Empoli. Haideți să vedem. 2 milioane de euro. Costel Pantilimon. Ce salariu ai? Aoleu, ce salariu, ești bogătaș. Iar Fădărușanu, și el un salariu colosal. Haideți să vedem. 3 milioane, dar nu cred. Așa că o să mergem la Braga. Victor Braga. Haideți să vedem, vreo 500.000 de euro pentru Victor Braga, 24 de ani. Dar eu sincer l-aș vrea pe Areola ăsta sau pe Bonilia. Haideți să vedem. Este un portar mai bun ăsta. Oferim 1 milion de euro. Are un salariu bun. De aici ar putea să aibă un OVR mare. Vedem aici ceva jucători de la Steaua, Luca Sucala și Chiricheș, foști jucători. Oare cât ar vrea ăștia pe Chiricheș? 6 milioane, dar încercăm doar, pentru că este cam imposibil să aducem asemenea jucători. Mai avem aici pe Ropotan, însă are vreo 30 de ani. Am căutat ceva jucători interesanți. Bănel Nicoliță, ar fi interesant să revină Bănel la Steaua. Nu știu ce să zic. Valentin Monteanu, ăsta mă interesează, ce-i drept. Are o viteză colosală și un salariu bun la Panduri, se pare. Păcat că nu are o poză și el. Ianis Hagi. Haideți să vedem dacă îl putem aduce și pe Ianis Hagi. Oferim 1.200.000 de euro pentru Ianis. Puștiul Ianis. Și Matei este un jucător bun. Și mai facem pentru Raul Rusescu. Da, grăsuțul Raul Rusescu este în Turcia. 3 milioane de euro. Poate îl aducem. Cam atât acum cu transferurile. Haide să mergem mai departe. Vreau să vând și ceva jucători. E foarte palpitantă perioada asta de transferuri. 1.600.000 pentru Bănele, prea mult. Pentru Ropotan 750.000 de euro. Nu știu ce să zic. Și pentru Areola 8 milioane de euro. Uriașă sumă. Vedem aici, da. Haideți să mergem mai departe, nimic interesant. Ăștia nu acceptă pentru Bălgrădean, se pare. Ce să vă mai dau eu vouă, un jucător, zic eu, pe Cojocaru. Poate vreți un portar la schimb, de ce nu? Vai de capul meu. Ce sumă vreau pentru portarul ăla foarte, foarte mică, deci... Ne dăm seama de aici ce OVR mic are. Bravo Ivan, notă perfectă. A crescut și Cojocaru. Habar n-am de ce l-am pus la antrenamente, dar mă rog. Se apropie Supercupa. Oh, câte oferte neacceptate avem. Dar avem una de la Astra pentru Denis Alibeg. Oh, un transfer bombă. Dacă ar veni Denis Alibeg. Haideți să vedem ce avem pe aici neacceptat. Pentru Dragovski 5 milioane de euro. Hai 4. Hai 4 și poate. Empoli 3 milioane pentru Silviu Lung. Dăm 2,5. Încercăm să facem ceva economii. Pentru ăsta 800.000 de euro. Dar o să luăm unul din aia.
1.700.000 pentru Bonilia, așa Napoli 14 milioane de euro pentru Kirikesh, era mult. Haideți să vedem, ăștia vor 5.500.000 pentru Raul, cam mult, tată, cam mult, iar Nea Gigi nu are. Mai punem ceva jucători la antrenamente. O să și punem. Tam, tam, tam. Oferta pentru Vlad Mihalcea de împrumut de la Pandurii. Haide că vi-l dau pe Mihalcea. Doar să joace la voi, atâta vreau. Viitorul 2 milioane pentru Ianis. Parcă aș da 1.700.000, haideți. Ne apropiem de 2 milioane. V-am spus, facem economii imense. Nu vreți să-mi dați pe Munteanu, are o viteză colosală, cum vă spuneam. Probabil că ați văzut în meciurile cu cei de la Pandurii, 2 milioane de euro pentru Băluță, însă nu mai vrem să luăm pe Băluță. $6.500.000 pentru Tătărușanu. Aștept răspunsurile de la ceilalți sportari și mai vedem. Cristian Bonilia se pare că are ofertă. De la Augsburg. Interesant, deci e un portar bun. Haideți să vedem aici. La transferuri. $1.500.000, dar nu cred. Vom vedea. Acceptă și ăștia pentru Raul Rusescu. Trebuie să ne întărim. Și o să-l aducem și pe Raul. Dar vreau să-l vând pe Dairo Moreno. Empoli acceptă și ei. Denis Alibek este primul jucător care vine. Cel mai bun atacant din România, Denis Alibek. O să-l dăm și pe Marica dacă avem ofertă, e clar. Se pare că ăștia de la Concordia nu vor. Asta este, păstrați-l voi. Empoli acceptă pentru Silviu Lung. Dar să vedem cu Dragovski. Mergem mai departe, dar nu primim oferte. Se pare că Bonilia, ăștia de la club acceptă oferta de la Augsburg. Haide să mărim. Viitorul. Oh, câte oferte acceptate și pentru Dragovski, 4 milioane, dar e cam mult. Așa că eu prefer să îl aduc pe Silviu Lung, care e și român. Și scutim 1.500.000 de euro. Și mai aducem ceva jucător din banii aia. E prea mult. Iar dacă e un portar bun, îl aducem pe Ianis de banii ăștia. Și ne scoatem toată afacerea. Haideți să mai simulăm. 1.800.000 pentru Valentin Munteanu. Nu se poate. Prea mult. Prea ca la țară. Prea ca la Pandurii. Nu vreau suma aia. Haideți să le dăm un jucător la schimb, dacă nu. Pe cine să dăm noi la schimb, însă? Târnovan și vreo 500.000 de euro. Vom vedea noi. Să
Raul Rusescu, un salariu imens, pur și simplu. Așa ne faci tu nouă, Raul. Dar noi îți dăm pentru că am câștigat campionatul. Gianni Sagi, încă un jucător care vine. Silvio Lungo, auleu, și ăsta vrea un salariu măricel. Ne facem trupă, super trupă chiar. Dar trebuie să vindem. Dar nu primim oferte. Se pare că acceptă și aia de la Național, dar nu mai vrem. Nu mai vrem. Are multe oferte, portarul ăla e bun, dar poate luăm pe Silviu Lung. Note foarte, foarte bune. Ivan aproape să crească, a crescut de fapt. Bravo. Haide totuși să încercăm și cu portarul ăsta. E și mai ieftin ca Silviu Lung și mai tânăr. Așa că merită. Ce faci, Raule? Facem figuri aici. Ok, noi nu primim nicio ofertă. Să nu vor. Silviu Lung, nici el nu acceptă. Ce se întâmplă oare? Hai să dăm 40.000 și Crucial. Poate așa vrea. Bine, Cristian Bonilia, îl luăm pe băiatul ăsta și mai rămâne cu ceva bani. Are doar 23 de ani, asta e perfect. Și haideți în puii mei să vindem ceva, zic eu. Dar nu vor să... Nu primim oferte, n-avem ce face. Raul Rusescu nu vrea. De ce nu vrea, Raul? Haideți să vedem. Spune că este un jucător de top la clubul său acum și nu vrea să schimbe echipa, Raul. Cum să-l mai motivăm noi pe Raul să vină la echipa noastră? Poate așa. Haide să vedem. Dar nu avem cash. Nu avem cash. Văd acolo minus 20.000, dar mă gândeam că va merge. Haideți să facem aici o șmecherie. Nu, că nu ne mai ajunge, pentru că vor 4 milioane de euro pentru el. Am eu o soluție mult mai tare, care o să vă placă. Matias Pogba este unul dintre frații lui Paul Pogba. Un atacant tare, tare șmecher. Haideți să vedem dacă îl putem aduce pe acest Pogba. Un jucător de 1,94 m, tare, tare șmecher. Mai avem aici ceva jucători interesanți pe care am putea să-i aducem. Romario Balde, iarăși. Dăm un Enquire. Și Bebe. Mai este Piu Vacari, acolo cheșierul. O să vedem, o să apelăm și la ei, poate. 1.800.000 pentru Romario Balde. Haideți să mai scădem un pic. 1.300.000. Să nu fie cam mult și 1.300.000. Nu, Raul nu vrea. Acceptă Silviu Lund, dar noi ne-am luat portar, tătică, așa că nu mai avem nevoie de tine. Dacă erai mai rapid, poate. 51 de milioane pentru Bebe. La ce atacam am gândit și eu, Dumnezeule? Continuăm cu antrenamentele.
pare că acceptă din prima oferta cei din Scoția pentru Matias Pogba. Vom avea probabil un Pogba în echipă. Și haideți să jucăm această Supercupa României și să vedem ce jucători putem introduce. Ce am cumpărat noi acum de curând, a revenit și Tudorie, da, și Hagi. Punem pe Hagi în locul lui Nedelcu. Bonilia va fi și el titular, adică doar el, și cam atâta probabil. Grăman în locul lui Hernandez. Avem foarte, foarte mulți jucători. Tudorie și Alibec, dar a venit și Alibec. Tudorie, care a terminat pe locul 3 la topul Google Getter, dacă nu înșel. Foarte, foarte bine. Să-l băgăm pe Alibec. Haide să vedem cum se mișcă Alibec pentru un prim meci. Am adus cei mai tari atacanți din România, Ivan și cu Alibec. Stanciu, 76 over, impresionant. Poate vom primi o ofertă pentru el. A revenit și Tănase, chiar vreau să-l văd la treabă. Pa! Cam asta este echipa. Haideți să trecem la meci. Supercupa României, din nou în finală. Vreau să câștigăm din nou acest trofeu. Sezonul trecut am jucat împotriva Viitorului, dacă nu mă înșel, și am câștigat Supercupa României. Vreau un nou trofeu. Ar fi al patrulea trofeu câștigat ca mine ca antrenor. Vedem aici doi jucători pe care i-am luat 3.800.000 în total, date pe cei doi jucători, Bonilia și Alibec. Alibec e la noi. Ce transfer. Ne botăm în acest sezon cu o super trupă, pentru că ne așteaptă acel meci preliminar să intrăm în Champions League cu Leverkusen. Vă dați seama ce echipă o să întâlnim. Și eu zic că momentan ne-am făcut o echipă bună. L-am luat pe Alibec, l-am luat pe acel Bonilia, un portar foarte, foarte bun. Au venit jucători tare buni, Yanis Hagi, dar el este tânăr, dar o să ne ajute. Tănase este revenit, de carul nostru, Stanciu, într-o formă senzațională. Ce over are, 76. Mă tem că dacă o să primim o ofertă tare bună pentru el, va fi greu să-l ținem. Varela, l-a luat și pe Grăman, da? Denis Alibec, la prima atingere, Denis Alibec. Oh, sabătă bine acolo. Că îi trebuie timp și lui să se acomodeze, este primul meci. Balon, nu știu ce caută între titulari. Chipciu pentru Florin Tănase. Centrează. Curtean. Curtean în stânga pentru Goga. Tacan foarte bun, este gol! Gol pentru ACS Poli Timișoara. Goga a centrat bine și este un autogol. Grăman își dă autogol. Bravo, Grăman. Te-am lăudat meciul trecut, dar... Se mai întâmplă. Asta este Valerică. N-ai vrut să fie așa, dar... Noi o să revenim pentru tine. Vătăjelu. Haideți să-l vedem pe Vătăjelu. Pasă pentru Popică. Popa în care... Alibec! Frumos șutul lui Alibec. Este primul său gol la Steaua. Bravo, Alibec. Asta înseamnă să ai un atacant de calitate. O șansă, un gol. Asta înseamnă valoare. Popa a intrat bine în careu și a pasat. Preluare, șut cu stângul lângă bară. Ce să mai faci la asta? 1-1. Popa
Să dă pentru Stanciu. Pasa lui Stanciu pentru Denis Alibert. Cât de frumos se bate Alibert. Poate să ne aducă victoria Denis Alibert. N-a mai avut forță să șuteze Denis. Cât de bine i-a luat fața acelui fundaș. Și a ieșit bine portarul ăsta. Era foarte aproape de el. Deja minutele de prelungire. Se pare că vom avea minute suplimentare. Roman pasă mai departe, șut acum! În ultimul moment a scos portarul lui Timișoara. Cazi tare bună. Ier final. Avem prelungit. Ianis Hagi. Stanciu acum. Stanciu se întoarce bine pentru Dairo Moreno. Dairo! Începem să avem multe ocazii și să le ratăm. Asta nu e bine. S-a întors bine și a dat aici Dairo. Timișoara în atac. Prin Zicu pentru Radină. Radină! Poartă goală! Gol Popovici! Dezastru și tragedie intergalactică. Timișoara face 2-1. Rajocomar scapă acolo jucătorul Timișoare pentru 3-1. Wow! Ce pretenții să mai avem. Timișoara ne prinde pe acest contraatac și noi nu mai avem nicio șansă. Este ultimul minut. Cred că nici nu mai ajungem la poartă. Da, s-a terminat. Timișoara câștigă. Asta este, să se bucure și ei. N-a fost să fie pentru o nouă supercupă, dar va fi campionatul și Cupa României. Noi avem meciuri mai importante, ne așteaptă acel meci cu Leverkusen, dacă nu mă înșel. Trebuie să ne concentrăm pentru acel meci și poate să mai aducem ceva jucători. Am avut unele probleme, dar cu Denis Alibert acolo și Ivan o să facem noi un sistem tare, tare interesant să joacem amândoi probabil. Vom vedea în episodul următor. Le lăsăm aici pe cei de la HS Poli. Noi ne vedem în episodul următor. Brilliant occasion. All credit to the organisers.